Victor Ponta îi răspunde lui Adrian Nestase. Crin Antonescu a anunțat public exact asta a făcut. Fostul premier Adrian Nestase susține că în anul 2012, când José Manuel Barroso i-a dat celebra list cu 11 puncte premierului Victor Ponta i-ar fi interzis să facă graieri individuale. Ponta explică ce a avut o astfel de solicitare din partea lui Barroso, dar precizează ce această cerere era către președintele interimar, Crin Antonescu, cel care a promis public ce nu va face graieri cât timp în locul lui Traian Băsescu, suspendat la acel moment. Raportul MCV era planificat să apar pe 16 noiembrie 2012 înaintea parlamentarelor. A sublinierea se explic dosarele din zona PSD-ului care se inflameze opinia publică. José Manuel Barroso i-a dat lui Ponta o list prin care îi erau interzise gracierile individuale. José Manuel Barroso nedelecci de anticorupție sublinierei s-a dus la o bancă de investiții care a creat o geremă de nenorociri. Aici au fost interesele lui Băsescu, ale celor din servicii. S-au ajuns la sentințe prin utilizarea unor complete de execuție. Judecătorii din complete erau pus sub linierei de Traian Băsescu, acuzat Nestase. Victor Ponta a declarat, pentru Stirii pe Surse. Rog, ce acest subiect al graierilor individuale a fost lămurit public de președintele interimar de atunci, Crin Antonescu. Domnul Adrian Nestase știe că gratierea individuală se acorda de către președinte, primul ministru sau guvernul nu au niciun rol. A existat într-adevăr o solicitare din partea Comisiei Europene ca în perioada în care Băsescu a fost suspendat să nu se acorde gratieri individuale pentru că s-a spus la Bruxelles de către oamenii lui Băsescu că acesta era adevăratul motiv al suspendării. Crin Antonescu a anunțat și public că nu va face gratier cât este interimar și exact asta a făcut, a spus Victor Ponta, pentru Stirii pe Surse.